În fiecare județ, două echipe care participă la programul educației de mediu, patrula de reciclare, câștigă și două premii pentru patrula cea mai activă și patrula care a colectat cea mai mare cantitate de baterii. Patrula de reciclare încheie cu succes a cincea ediție, devenind unul dintre cele mai longevive și ample programe de educație de mediu din România. Până acum, în cele cinci ediții, Asociația RORECH a acordat peste 400 de premii locale și naționale. Peste jumătate din școlile înscrise la ediția din acest an sunt cel puțin la a doua participare. La Giurgiu, premiul pentru cea mai activă patrulă a fost câștigat de școala gimnazială Academician Marin Voiculescu, iar premiul pentru cea mai mare cantitate de baterii l-au câștigat elevii Liceului Tehnologic Miron Nicolescu, coordonați de profesor Petronela Stoian. Am obținut premiul cea mai activă patrulă. Aceasta s-a datorat faptului că noi, elevii clasei a 3B, împreună cu colegii noștri de la clasele 04, ne-am implicat în colectarea de deșeuri de echipamente electrice și electronice într-o cantitate foarte mare și de asemenea am derulat diverse activități pe teme ecologice. Ce am făcut pentru asta? Am realizat desene pe teme ecologice, am realizat postere pe teme ecologice, am plantat floricele, am vizitat o fermă de animale, animale de la noi din țară, dar și animale exotice. Noi trebuie să colectăm deșeurile pentru a proteja mediul și pentru a proteja planeta tot mai mult, pentru a ține curată tot timpul. Să fie planeta mult mai curată și ea suferă planeta, suferă foarte rău. Cred că ar trebui să avem grijă să avem grijă de ea și să nu mai aruncăm gunoaiele pe jos. Să nu aruncăm gunoaiele pe jos, deoarece nu este frumos, pentru că ceilalți care strâng în urma noastră se gândesc că dacă noi aruncăm așa mereu, ea se simte prost, planeta noastră, că noi aruncăm gunoaiele peste ea și se simte prost. Cum a fost acest proiect pentru voi? Acest proiect a fost frumos, deoarece am îngrijit mediul. A fost foarte frumos, am învățat cum să colectăm selectiv, am învățat ce trebuie să facem pentru a ne salva planeta de mizerii și deșeuri. De ce e important să colectăm selectiv? Fiindcă altfel ar fi foarte mai curată planeta. Eu cred că să colectăm selectiv pentru că planeta noastră suferă și ar trebui să avem grijă de ea. Eu aș crede că dacă n-am mai aruncat gunoaie și n-am mai poluat, planeta ar fi mult mai curată. Eu cred că nu am mai trebui să poluăm și ar trebui să ajutăm planeta cât mai mult. Eu cred că ar trebui să nu mai poluăm deoarece planeta e bolnavă când noi poluăm. Și noi trebuie să o menținem curată ca să ne menținem și pe noi sănătoși. Eu cred că ar trebui să luăm măsuri să nu mai poluăm planeta și să strângem cât mai multe deșeuri și să le reciclăm. Eu cred că ar trebui să mergem mai mult pe jos în loc cu mașina, să nu mai poluăm planeta și să nu aruncăm gunoaie pe jos. Eu cred că trebuie să mergem pe jos sau cu bicicleta, să nu mai să consumăm benzină, să fim puternici, să nu mai supărăm. Eu cred că ar trebui să nu mai poluăm ca să salvăm planeta, pentru că planeta avem mereu grijă de noi și noi trebuie să avem grijă de ea. Cred că nu ar trebui să poluăm, pentru că noi dacă poluăm, tot în mizerie vom trăi. Și dacă vom trăi în mizerie, Nu vom fi sănătoși și planeta va fi supărată și nu va mai mirosi urât în jurul nostru. Eu aș zice să reciclăm, că dacă noi nu reciclăm, planeta va fi bolnavă și așa noi nu vom trăi curat. Părerea mea este că trebuie să reciclăm, pentru că dacă noi nu avem un mediu curat, măcar cei care vor călca pe urmele noastre să aibă un mediu mai curat. Eu cred să reciclăm ca să nu poluăm natura. Eu cred că ar trebui să reciclăm pentru că dacă este mizerie în jurul nostru, noi nu o să mai fim sănătoși. Și planeta o să sufere din cauza noastră. Noi ar trebui să nu mai aruncăm gunoaiele pe unde ne vine, fiindcă planeta se va supăra pe noi. Noi nu ar mai trebui să poluăm natura, deoarece dacă o poluăm, natura va fi supărată pe noi. Noi trebuie să reciclăm și să plantăm mai mulți copaci, deoarece noi avem nevoie de oxigen. Și dacă nu punem și dacă nu reciclăm, dacă nu avem grijă de natură, viitorul nostru este sigur. Și atmosfera are de suferit. Da.
Planeta noastră este importantă pentru toți, de aceea trebuie să facem ceva, să nu o mai poluăm. Nimănui nu-i place încălzirea globală, de aceea trebuie să transmitem un mesaj prin vorbele noastre. Prin faptele voastre. Reciclând vom face planeta mai bună. Eu cred că ar trebui să reciclăm mai mult și să poluăm mai puțin ca să menținem sănătatea noastră și să nu se supere planeta. Eu cred că trebuie să mergem mai mult pe jos, să nu mai poluăm, că în acest fel e sănătos pentru noi, dar și pentru planetă. Eu cred că trebuie să mergem cât mai mult pe jos, sau cu rolele, cu bicicletele, cu trotinetele, să nu poluăm mediul. Reciclăm pentru că planeta se va supăra pe noi și noi nu vrem asta, fiindcă avem nevoie de ea, că o să ne îmbolnăvim.